Un tânăr a fost găsit cu un cuțit asupra sa chiar în incinta tribunalului din Mehedinți. Comportamentul irascibil i-a atras atenția unui subofițer, astfel încât, în urma controlului corporal, a fost găsit asupra sa un cuțit în lungime de 25 de centimetri. Comportamentul tânărului în vârstă de 24 de ani a atras atenția subofițerului care se afla în serviciul de pază din incinta tribunalului Mehedinți. Întrebat despre motivul prezenței sale în incinta instituției și solicitându-l totodată să se legitimeze, tânărul a răspuns că își însoțește fratele, dar a refuzat să prezinte documentele de identitate. În urma controlului corporal, asupra sa a fost găsit un cuțit de 25 de centimetri. Cu privire la motivul cuțitului găsit, acesta a declarat că îl folosea pentru autoapărare. Pe numele tânărului, jandarmii au întocmit proces verbal de sancționare contravențională în valoare de 500 de lei. Comportamentul irascibil al unui tânăr care s-a aflat în incinta tribunalului Mehedinți a atras atenția subofițerului care efectua servicii de pază în cursul zilei de ieri. Acesta l-a întrebat pe tânăr despre motivul prezenței sale în instituție, solicitând totodată să se legitimeze. Persoana în cauza a devenit agitată și incoerentă în explicații, declarând că își însoțește fratele, dar a refuzat să prezinte documentele de identitate. În urma controlului corporal efectuat, asupra sa a fost găsit un cuțit în lungime de aproximativ 25 cm. Cu privire la motivul cuțitului găsit, acesta a declarat că îl folosește pentru autoapărare. Pe numele tânărului de 24 de ani, jandarmii au întocmit proces verbal de sancționare contravențională în valoare de 500 de lei pentru refuz de legitimare și actele de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiuni de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Documentele urmează să fie înaintate organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor. În acest moment, oamenii legii continuă cercetările cu privire la acest caz.